ProTV a stat noaptea trecută alături de cele mai mari nume ale televiziunii internaționale. Reportajul filmat de colegul nostru, Sergiu Matei, în Himalaya, s-a numărat printre cele 4 nominalizări la premiile Emmy, cele mai importante premii de televiziune din lume. Trofeul s-a dus în Marea Britanie, însă la premiile Emmy se aplică zicala din competițiile sportive, important este să participi. Aseară la New York, ProTV a jucat în Liga Campionilor destinată știrilor de televiziune. La gala premiilor Emmy pentru programe TV, reportajul filmat de cameramanul ProTV Sergiu Matei a fost selecționat între cele 4 finaliste, dintr-un total de 800 de materiale prezentate. To reward their efforts and to encourage them to set ever higher standards of excellence. The nominees for the International Emmy Award for News are... From the Philippines, Bandila. From the UK, Lebanon Crisis. From Brazil, Journal Nacional. From Romania, Tibetans at the Chinese Border. BBC News este programul de știri de televiziune care a câștigat premiul Emmy în această seară cu un material despre ultimul război din Liban. Pentru România însă, faptul că noi am putut ajunge între cei 4 finaliști la această categorie rămâne o mare performanță. Sergiu Matei, eroul nostru în această seară, este alături de mine. Bună seara, Sergiu, ce părere ai? Bună seara, Andreea. Ce părere să am? Cel mai important e că am făcut cunoscut ceea ce se întâmplă acolo de 50 de ani. Al doilea lucru foarte important este că ProTV este la masă cu cei mai mari, să spun, cele mai mari concerne presă din lume și eu sunt foarte bucuros că omul pe care l-am ajutat a scăpat, e bine, are o altă viață și ăsta e cel mai mare premiu pe care puteam să-l obțin din toată expediția asta, care acum, după 900 de zile, s-a încheiat.